Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, în emisie Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre moțiunea de cenzură care vine din partea PSRM-ului pentru guvernul Filip. Vom vedea în ce măsură această moțiune are sorți sau șanse de izbândă și care va fi viitoarele acțiuni pe care urmează să le întreprindă cei de pe arena politică. Stimați telespectatori, vă reamintesc că dumneavoastră aveți posibilitatea să participați în cadrul acestei emisiuni, plasând întrebările pe care le aveți pe rețelele de socializare unde suntem prezenți în transmisiune directă. Ziceam ceva mai devreme, invitații ediției de astăzi sunt Vladimir Odnostalcu, deputat PSRM, bună seara și bine ați venit, și Mihai Conțiu, jurnalist, bună seara și bine ați venit, domnule Conțiu. Bună seara. Domnule Odnostalcu, haideți să ne spuneți mai multe. Cum a apărut această inițiativă de a înainta o moțiune de cenzură împotriva guvernului Filip și probabil telespectatorii se întreabă dacă vom avea numărul de semnături necesare într-o susținere acesteia. Vă rog. Да, добрый вечер. Что касается необходимого количества подписей, это важный вопрос любого юридического документа. В данном случае мы имеем дело именно с ним. Процедура следующая. Мы объявили позавчера об этом. Был брифинг по этому вопросу. А на сегодняшний день мы будем регистрировать в парламенте в законодательном порядке в качестве инициативы. Те, кто подпишутся, те, кто прочитают, те, кто поддержит. Мы надеемся, что такие будут. Почему? Потому что мы знаем со стороны других партий. Есть другая мотивация, есть другое вот недоверие. Но мы, когда готовили этот документ, учитывали то, что у нас в стране круг проблем, он шире. У нас не только какая-то одна проблема, у нас проблемы во всем на сегодняшний день. И когда мы готовили этот документ, мы исходили именно из этого. Что будет дальше, будем видеть, как будут реагировать другие партии. Пока что официальной реакции не было. На этой неделе, как мы понимаем, заседания парламента не будет, поэтому мы не сможем узнать реакцию в зале заседаний на вотум недоверия. Но на следующей неделе, я думаю, уже будет более подробная и официальная реакция политформирований. Domnule Conțiu, cum este văzută această problemă în prisma unui jurnalist? Atunci când vorbim despre moțiunea de cenzură, vorbim despre numărul de semnături necesare și vorbim, de fapt, de un nou curs politic, dacă am putea spune așa. Domnule, eu ce pot să spun? Decât pot să mă întreb de ce nu vine să semneze cu rapiditate această moțiune de cenzură domnul Voronin și Partidul Comuniștilor, PLDM-ul. De ce? Chiar vă întreb. În mod firesc ar trebui să vină, pentru că aici avem de-a face cu un guvern ilicit, investit în miez de noapte. Eu, ca cetățean, îl respect acest guvern pentru că respect legile. Dar am dreptul, ca publicist, să îl contest. Dar respect în virtutea faptului că și europenii n-au încotro, trebuie să discute, indiferent cât de mafiot ar fi guvernul ăsta. Ori dacă nu se aliază inițiativei PSRM-ului, nu se aliază comuniștii, nu mai vorbesc de partidul intrat în putrefacție numit liberalul Ghimpu, dar PLDM-ul și comuniștii, pentru că PLDM-ul are și el o moțiune. Da, are știu că are o moțiune de cenzură. Întrebarea se pune astfel, stimate domn. Vă rog. Oare ce, pentru ce nu s-ar putea înainta o moțiune de cenzură împotriva acestui guvern? Există ceva au o caritate, ei ne vorbesc despre creștere economică, păi bună, cifre din astea mărunte, abracadabrante, dar oamenii cum trăiesc? Așadar, inițiativa socialiștilor, dacă nu va fi susținută și de PCRM și de PLDM măcar, dar nu știu, asta poate fi considerată trădare națională. Pentru că socialiștii n-au înaintat o inițiativă, cum se numește, o moțiune de cenzură populistă. Nu! Raportată la realitatea concretă. Cu Republica Moldova este cum este.
Adusă de cine în starea asta? Știm foarte bine. Haideți, domnule, ce să mai vorbim atâta despre performanțe și de toate astea? Dar există riscul că acești balauri politici să se coalizeze între ei acolo ca să trântească moțiunea, ceea ce îi va compromite definitiv în fața oamenilor. E absurd. PSRM-ul prin această moțiune de cenzură nu a luat, cred eu, sunt absolut, realitățile sunt evidente, nu a avut în considerație, nu a luat în calcul elemente populiste și tot felul. Nu, realități concrete pe care le vede oricine, să fim serioși. Avem de a face cu un guvern care, spuneți-mi, există în istoria Republicii Moldova vreun guvern mai contestabil decât acesta? Domnule deputat, domnul Conțiu făcea referire la faptul că actualul guvern a fost investit în noapte, până la urmă cu proteste stradale și așa mai departe, însă întrebările care se conturează pe parcursul evoluției acestuia constă în faptul lipsei de comunicare până la urmă, pe de o parte, dacă vreți, în raport cu președintele, pe de altă parte și cu societatea civilă. Haideți să vedem lipsa miniștrilor din guvern, această separare de punctul de vedere al președintelui până la urmă a condus sau a generat, mai bine zis, crearea acestei moțiuni de cenzură? На самом деле, правильно сказал коллега о том, что тем вотом недоверия, который мы предлагали, несмотря на то, что это акт политическо-юридический, с одной стороны, с другой стороны, мы наполняли этот документ статистикой, мы наполняли этот документ фактурой о том, что происходит действительно в стране, для того, чтобы он был понятен в первую очередь для человека, для гражданина, потому что для депутатов и так все понимают, депутаты, большинство понимают, где мы находимся и в какой сложной ситуации находится страна. Отсутствие министров на сегодняшний день, давайте будем исходить из того, что о их наличии что-то решало или нет. Вы очень правильно сказали, они в полночь были избраны. Давайте вспомним, как пенсионная реформа принималась. Так называемая пенсионная реформа, которая больше называется увеличение пенсионного возраста. И вот тот коллапс пенсионной системы, который у нас наступит, потому как этим шагом просто отодвинули этот момент на какой-то период времени. Ведь структурно, ведь концептуально ничего-то не решилось в принципе. Она также, та реформа, принималась после 9 часов вечера, тогда, когда в знак протеста и мы, и другие оппозиционные фракции покинули зал заседаний. Так оно было, она принималась за несколько дней буквально. Комиссия по социальной защите, в которой я состою, не успела рассмотреть этот вопрос. Заставили госпожу председателя поставить в повестку дня вопрос, и мы даже не получали ответов. Момент того, что как закрывали школы при ФУСу или при МАЭСАНДу, так они сейчас и закрываются. Да? То есть у нас дальше Министерство обороны, будем смотреть. Это яркий пример того, когда длительное время нет руководства, министра в данном случае. Скажите, что-то изменилось в этом плане? Да ничего не изменилось. Единственное, что лучше стало, что наша страна перестала тратить деньги и не участвовать в учениях НАТО. Мы, согласно Конституции, нейтральная страна. Кто как это трактует, другой вопрос. Кто как хочет, это тоже другой вопрос. Но есть Конституция, ее соблюдать необходимо. Стало только лучше на самом деле. Что будет сейчас, какая вот будет ситуация, когда мы оказались, страна оказалась без некоторых министров в составе правительства? Я думаю, ничего не случится, потому что насколько они были некомпетентны и недальновидны в своих шагах, та же самая ситуация и сейчас будет. Даже после возможной смены органиграммы, как называют это господин премьер-министр, правительство. Реформация губернула, да? Рабыня фиум пас, который урмяза сал антрепринда, цинант конт де факту, că o bună parte din fotolii sunt libere. Будем исходить с одной стороны, партия демократов, которая сейчас у власти всецело, она избавилась таким образом от неудобных министров и сделали это, спровоцировав определенные действия в городе, да, когда Киртуака был задержан за коррупцию, за влияние. С одной стороны, с другой стороны, мы видим, что в случае принятия новой органиграммы правительства вводится институт госсекретарей. Мы же тоже понимаем, что это определенный аппарат, что это определенные расходы и так далее. Поэтому говорить об эффективности того, что будет после
в случае принятия. Не стоит. Ați avut discuții cu colegii din Parlament? Ce fracțiuni va susține această moțiune? Pentru că cel mai tranșant a fost PL-ul, care a zis că nu va susține moțiunea de cenzură împotriva guvernului Filip și a zis că politica lor nu este politica noastră. Nu mai sunt partea alianței și atunci politica s-a schimbat? Вы знаете, Гимпу вообще сложно понять, что он говорит, что он делает. Он утро-вечер мудренее, это не его случай. Я прошу прощения, просто говорю, как оно есть на самом деле. Сегодня он говорит одно, завтра он говорит другое. Мы все видим после ареста его племянника, он ни слова не сказал о господине Плохотнюке. Он категорически молчал об этом, хотя до этого его активисты прямо обвиняют в том, что произошло с его племянником, обвиняют именно председателя партии демократов. Мы видим то, что с одной стороны он недоволен тем, что случилось, что его отстранили от власти. С другой стороны, он не поддерживает отставку этой власти. Что касается других фракций, на сегодняшний день пока еще реакции нет. Вы видите, все молчат, никто ни о чем не говорит. Никто не дает никакого фидбэка. Будем смотреть на следующей неделе, на понедельник, вторник, и будем понимать ситуацию. Но я надеюсь, что в первую очередь они поддержат этот вотум недоверия, потому как в первую очередь речь идет не о инициативе социалистов, речь идет об очередной возможности избавиться от этого правительства. Domnule Conțiu, PL-ul spunea că politica lor nu este politica noastră. Această matrice politică a fost resetată și până la urmă a fost evitat PL-ul, înlocuit cu PPM-ul. Este o deducție logică pe care o fac? Firește. În primul rând, probabil ar trebui să ne întrebăm, dar cine este acest PL de pe care și-a luat mâna absolut toată lumea? Deci, faptul că guvernanții pe care eu îi contest și-au luat mâna, PD-ul și-a luat mâna de PPL, este o mișcare firească în contextul în care și PL-ul nu mai are absolut nicio susținere în România de foarte mulți ani de zile și știu ce spun despre asta, pentru că asta și din pricină că ei sunt asociați, Chirtoacă și Ghimpu, care mă mir că încă nu i-a arestat, sunt asociați unor acte grave de corupție. Deci PD-ul nu avea nevoie să se... Are problemele lui pe care le are. Dar s-a scuturat un pic, pentru că sprijinul politic al PL-ului este insignifiant în raport cu controlul pe care îl are PD asupra. Avem pe Toarșu Leancă, pe mai știu eu pe cine sunt acolo. Problema este alta, că s-au inventat și se creează artificii aruncate în curtea opoziției extraparlamentare, prin care a apărut binomul ăsta, așa zis, Pasămite, există o alianță secretă între Dodon și Plahotniuc. Eu personal, ca publicist, nu am acces la bucătăria politică a celor două partide. Eu nu cred în chestia asta și au drept scop tot spre a-l demoniza pe Dodon și ca lumea să nu vadă că de fapt există o luptă foarte serioasă, o luptă foarte serioasă între președinție, între Partidul Socialiștilor, care are majoritatea parlamentară, între Dodon, care este ales președinte cum legal, și o guvernare aleasă miez de noapte, ca hoții de cai, aleasă miez de noapte acolo, care își permite să dea și sfaturi, începând cu premierul Filip, apoi Candu și așa mai departe. E o mafie politică din asta de cum să spun. Problema este alta, că ei cred că cu falsa sau semi-lupta lor împotriva corupției, cred că îi păcălesc pe europeni. Nu îi păcălesc nici pe europeni, nici pe americani, nici pe ruși. Ei toți știu cine sunt ei. Deocamdată, la ora actuală, așa cum este în contextul în care ne aflăm acum, mesajele politice la care asistăm, dacă observați bine, singurii care nu trișează, de fapt, sunteți domniile voastre, socialiștii, nu trișați, voi spuneți ce aveți de gând. Domnule, noi suntem, asta vrem. Dar nu spuneți în spatele îmi place sau nu, asta e altă poveste. Dar nu spuneți lucruri care să ascundă alte ticăloșii.
Da. Deosebire de... Domnilor, invitați, o să rog regia acum să facem legătură cu Vitalie Catan, analist politic, să aflăm și punctul de vedere a domniei sale legat de această moțiune de cenzură înaintată de către PSRM pentru guvernul Filip și după aceea o să revenim în studio și o să continuăm discuțiile. Se pare că este deja legătura, așteptăm ca să discutăm, spuneam ceva mai devreme cu domnul Catană. Alo? Alo, bună seara! Bună seara, domnule Catană, mă numesc Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi discutăm despre moțiunea de cenzură înaintată de către PSRM guvernului Filip. Spuneți-mi, vă rog, considerați că este contextul favorabil ca să cadă guvernul Filip? Are șanse să se întâmple acest lucru? Nu cred. O asemenea moțiune poate avea șansă atunci când guvernul nu are susținerea unei majorități și sigur că se poate întâmpla într-un moment în care există o situație de criză care pune presiune asupra guvernului și oprește acea susținere din partea majorității parlamentare. Nu cred că există o asemenea situație astăzi. Guvernul Filip beneficiază de o susținere confortabilă în Parlament, cu mai mult decât atât. Unele partide de opoziție din Parlament au și declarat că nu vor susține moțiunea înaintată. Deci îmi permit să fac o anticipare și să spun că moțiunea nu va avea succes. Domnule Catană, în acest context aveam și moțiunea PLDM-ului. PLDM-ul a înaintat o moțiune de-a dreptul hilară, de o problemă care nu știu dacă face obiectul unei probleme de nivel guvernamental. În primul rând este o problemă care nu este constatată, rămâne încă de văzut. Și acolo sigur că ar fi fost o problemă de înaintat sau de făcut interpelări la instituțiile competente, respectiv Ministerul de Interne, Procuratură și alte instituții care au ca obiect de activitate. În orice caz nu este o problemă de moțiune de cenzură. Cred că este o, repet, o moțiune bizară și care sigur că va fi și așa. Spuneți-ne, vă rog, probabil ați urmărit foarte atent declarațiile liderilor politici raportate la această problemă. Spuneți-ne, vă rog, cum vi s-a părut explicația PL-ului la cele ce urmea să se întâmple? Este una logică, pentru că PL-ul, deși a declarat că pleacă din cauza unor divergențe cu Partidul Democrat la guvernare, până la urmă... Eu cred că nu asta a fost cauza și pe linia, să spun așa, atitudinii politice, cred că nu există probleme. PL-ul a susținut guvernarea Filip, a fost membru, de fapt, a guvernului Filip. Guvernul nu și-a schimbat politica pe care a promovat-o inclusiv Partidul Liberal și cred că este o atitudine din partea Partidului Liberal logică și previzibilă. Domnule Catană, ca să punem punct acestei discuții, vă mai acord o întrebare. Spuneți-mi, vă rog, lipsa de comunicare dintre guvern pe de o parte și de președinție pe de altă parte a fost cea care a generat apariția acestei moțiuni de cenzură? Pentru că până la urmă domnul Bătrâncea, atunci când a expus în cadrul unei conferințe de presă, făcea referire și la faptul că guvernul este unul irresponsabil, mincinos și așa mai departe. Bine, lipsa de comunicare poate fi o constatare reală, numai că trebuie văzut cine este cel care oprește această comunicare. Opinia mea este că instituția prezidențială este cea care, din păcate, nu reușește să găsească un limbaj comun cu guvernarea și cred că aici ar trebui instituția prezidențială, care este una, e adevărat, ulterioară, dar ar trebui, fiind acest lucru, venind, fiind o nouă componență a instituției, să încerce să se plieze și să găsească modalități de a comunica cu celelalte instituții care au și ele la rândul lor atribuții constituționale, au dreptul de a promova politicile așa cum și le-au asumat în fața cetățenilor. Deci asta cred că urmează să se înțeleagă și să, eventual să se discute între instituțiile implicate. Domnule Catană, noi vă mulțumim pentru această intervenție telefonică. Vă mulțumim. O zi bună, vă dorim.
Domnule deputat, domnule Odnostalcu, domnul Catană făcea câteva afirmații destul de tari. Pe de o parte, această comunicare ar trebui viziunea domniei sale să vină din partea președinției, pe de altă parte, guvernul s-ar făcea responsabil de alte segmente ale vieții sociale, politice din țară. Haideți să găsim acel mijloc de aur despre care se tot vorbește. Да, давайте начнем с примера коммуникации. Да, все мы помним заседание первых лиц государства в формате по приднестровской проблеме. Оно тогда было у нас. Это было общее мнение тогда. То есть коммуникация она была по этой теме. Через несколько часов что мы видели? Высылку дипломатов. К чему приводят такие вещи? К страшным последствиям. Следующий момент. Президент дает ясный, четкий посыл. Ездит, работает, призывает, в том числе и посредством масс-медиа, о том, что, уважаемые коллеги, давайте работать на экономические интересы государства, открывать рынки. Что происходит дальше? У нас усложняется отношение с тем стратегическим партнером, у которого у нас были все время хорошие отношения. Мы говорим о Российской Федерации. Президент вытаскивает их из глубокого кризиса, приводит их более-менее в чувство. При этом идут шаги очень четкие, очень резкие, необдуманные, на мой взгляд, со стороны правительства, со стороны парламента. Что касается неучастия, один из примеров, неучастия молдавских депутатов в заседаниях Ассамблеи СНГ. Тоже очень важный момент. У нас никто не отменял экономические отношения с этой важной структурой для нас. И самое главное, начнем с того, что любые призывы президента, что бы президент ни говорил, правительство это воспринимает в штыки, правительство это воспринимает как какой-то негатив. И я вам больше скажу, то, что говорит на сегодняшний день гражданское общество, мы видим в соцсетях, идет фидбэк на эту тему. На сегодняшний день правительство слышит только то, что хочет слышать, и слушает только того, которого хочет слышать. Ко всему, что воспринимается ими негативно, или то, что они считают, что это негативно, они относятся отрицательно и делают вид, что этого нет. Поэтому с этой стороны, не знаю, насколько оправдано заявление господина Катаны в этом вопросе, потому что я больше ожидал, честно говоря, услышать вопросы юридическо-профессиональной трактовки вотума недоверия, нежели политическую оценку. Да. Domnule Conțiu, cine trebuie să facă acest prim pas în dialogul firesc dintre instituții? Ați auzit, domnul Catană zicea că... Nu vreau să intru în dispută cu cineva care nu poate să îmi replice, însă vreau să fac o precizare, oricât vi s-ar părea că dumneavoastră că folosesc un limbaj mai dur. Există o armată întreagă de, îi numesc eu, cioflingari, analiști politici, jurnaliști care slujesc actuala putere și sunt plătiți la negru sau din bugetul statului pe funcții așa acoperite, care vin și justifică actuala guvernare și spun că de fapt ar trebui președinția trebuie să caute puncte comune, chestii cu... De fapt, știți ce se ascunde în spatele acestor pseudo-reproșuri, remarci analitice pasămite? Faptul că ei cer ca președintele Dodon să se subordoneze lui Plahotniuc, clar. Ori președintele Dodon nu vrea acest lucru. Asta le reproșează clar ăștia. De ce nu se duce președinția să îngenuncheze în fața Partidului Democrat? Păi, dar cum să îngenuncheze președinția care este aleasă cu majoritate? Partidul pe care l-a condus Dodon a câștigat alegerile majoritare, cum în toată lumea, în mod normal, trebuia să formeze guvernul, să se ducă în fața unui partid, cum să spun, mafiot, care dintr-o dată stăpânește țara. Asta îi reproșează și Catana, îi reproșează și mulți, îi reproșează lui Dodon că nu se duce, nu admite să fie, executantul lui ordinilor primite de la Partidul Democrat. Un partid obscur despre că împotriva că domnule, ei nu înțeleg că cât fac Moldova de râs cu partidul ăsta.
Și aici este vorba de reprezentarea lui, reprezentarea lui politică majoritară, fără suportul întregii populații, majorității populației, dar e vorba și de structurile mafiote care stau în spatele acestuia. Păi cum să se ducă președinția, să se ducă Dodon și să găsească, găsească căi de comunicare cu cine? Cu cine? Păi nu s-ar discredita Dodon în fața propriilor alegători? Domnule Conțiu, declarații tare ale liderilor raportate la aceste moțiuni de cenzură, pe de o parte celor a socialiștilor, pe de altă parte a PLDM-ului. Întrebat iarăși, revin la liderul PL despre moțiunea PLDM-ului, a zis în felul următor: ce te pornești la cosit fără coasă? 5 mandate și moțiune de cenzură? Hai să fim serioși. Pornind de la acest răspuns, PLDM-ul nu mai are nici coasă? Nu mai are putere ca să... PLDM-ul este un partid atât de incert la ora actuală, cu un lider la fel de incert, cu mai bine rămânea pe post. Cu o experiență de ministru al apărării. Nimeni nu știe. Dacă întreb pe cineva, cine e președintele Partidului Liberal Democrat? Spune că Viorel Cibotaru. Nu auzi nimeni de el. Mai mult era cunoscut în calitate de comentator politic decât acum. Nu a făcut nimic. Un partid amorf, există o voce acolo mai remarcabilă, care iese din tipare, convine, rar nu convine, este Maria Ciobanu, care este mai tranșantă așa. Dar este un partid în mod normal acest. Există partid. Domnul Deliu, domnul Cobzac? Știu să folosească subiectul, predicatul cum trebuie, să pună virgula cât de cât, dar în clipa în care nu trec peste stupizeniile astea că este inițiativa PSRM-ului și dacă nu semnează, păi sunt penibili. Sunt penibil, pentru că aici nu-i vorba despre PSRM, că tu ai alte... Hai să fim serioși, că nimeni nu are programe ideologice. Că nu ești de acord cu PSRM. Și ce dacă aici e vorba, dar trebuie să fii de acord cu cetățenii Moldovei care vor același lucru. Dumnezeu, nu vor să scape de ăștia. Nu vă dați seama ce penibil este condusă Moldova și cum exultau astăzi că ambasadorii și ăștia au aprobat cele 100 de milioane de dolari care vor fi acordate. Stai să vedem dacă vor fi până la un final, pentru că responsabil pentru asta este altcineva. Domnule deputat, s-a tot vorbit, cred că pe parcursul a 2-3 luni în urmă, despre anabolizante, despre Poșta Moldovei, fapte care le reînvie acum PLDM-ul prin această noțiune de cenzură. Întrebarea este una firească. De ce până acum nu s-a investigat această problemă de la Poșta Moldovei ca să avem până la urmă adevărul pe care fiecare dintre noi tindem să-l aflăm? A fost trafic sau nu a fost? Надо быть до конца честным, все-таки да. В парламенте тот же господин Кобзак от PLDM поднимал этот вопрос, и не один раз поднимал этот вопрос. Они пытались, чтобы был заслушан отчет о работе специальной комиссии, что касается Пошты Молдовии. Каждый раз это поддерживалось нами и коммунистами. Всем остальным по этому вопросу нечего было сказать. И на сегодняшний день они решили написать, подготовить вот у недоверия вот с такой проблемой. Но отчасти я согласен с господином Катаной, что вопрос – это проблема. Это проблема серьезной контрабанды. Это проблема серьезного расследования компетентных органов. Но эта проблема не настолько достаточная, чтобы писать мотивуню. Да? То есть... Мы согласны на то, что и господин Бетринч об этом сказал в ходе пресс-конференции, о том, что давайте дополним тот вот недоверие, который есть, всеми вашими предложениями. Придем воедино. В любом случае, этот документ, мы должны выступить единым фронтом против этого правительства. В данном случае, если есть такая возможность, политическая возможность, еще раз попытаться убрать это правительство. Хочу напомнить, что на протяжении 2014 года два правительства ушли в отставку, и они ушли не сами. Мы всячески содействовали правительству Филата, за которое мы голосовали. И это Габурич, который также под нашим давлением, в том числе и других фракций, надо быть честным до конца, ушел в отставку. И то, что говорится, у них ничего не получится. Но, уважаемые коллеги, у нас с 2011 года нам говорили, у Дадона ничего не получится, у партии социалистов нет будущего. Мы сейчас там, где мы есть, и мы сейчас делаем то, что мы делаем. И у нас своя собственная повестка дня в этом плане.
Поэтому, я думаю, коллеги не только из Передемии, но и коммунисты, может быть, кто-то из независимых, обязательно должны все-таки, на мой взгляд, подписать, потому что вопрос касается граждан Республики Молдова. Domnule Conțiu, se spune că prin Poșta Moldovei se făceau bani grei. De ce nu cunoaștem adevărul până la ora actuală? Pentru că întotdeauna, și vorbesc și oarecum în cunoștință de cauză, mai ales guvernele îndoielnice astea investite în miez de noapte, fac bani din trafic cu armament, droguri, apoi urmează alcoolul și țigările și așa mai departe. Și iarăși fac o conexiune. Păi cum să, ce fel de punte de legătură, un dialog poate să găsească Dodon cu o guvernare care protejează așa ceva? Traficul cu... Știm foarte bine cât circulă... Ei luptă, guvernarea asta luptă, de fapt au reușit să nască un fel de lege antitutun, antitabac, interzicerea băuturilor, dar nu și combaterea alcoolismului. Dar cu drogurile ce facem? Păi dacă sunt păstorite, există probe, există dovezi, au atâtea mărturii că toate duc spre un anumit personaj, cel care conduce țara la ora actuală, se spune, așa cum spune presa, Vladimir Plahotniuc, păi atunci, despre ce să mai vorbim? Suntem neputincioși, niște oameni care strigăm, care dumnealor acolo în Parlament mai zic ceva, dar nu au putere, și atâta tot. Suntem niște neputincioși în fața cui? În fața unui guvern mafiot, unui stat mafiot capturat. Păi și ce să discute Dodon, de pildă, cu Plahotniuc? Ce să discute? Ce poate? Băi, el a fost ales de cineva? Dodon a fost ales. Plahotniuc a fost ales de cineva? Nu l-a ales nimeni. Dar conduce țara. Și vrea, în aceste condiții, dorește ca Dodon să vină la el și să-i spună că da, ce doriți. Firește că mă revolt. Eu nu sunt nici socialist, nici comunist, nici eu am alte opțiuni politice, ca să zic așa, sau civice. Dar nu pot să nu judec realist ceea ce se întâmplă și ce se vede. Da, domnul deputat, vă rog. Да, буквально два дополнения. Да, вы очень больную проблему подняли. Первое, это касается социальных проблем зависимости. Да? Что касается алкоголя, табака, тех же наркотиков, правительство, вы правы, декларирует это. Но это все на уровне самопиара и саморекламы, не больше. Почему я в этом уверен? Потому что если мы возьмем статистику Республики Молдова по возрасту потребления, по количеству потребления, недавно ОМСЕ, Всемирная организация здравоохранения сделала очередной доклад по потреблению. Наша страна опять в лидерах алкоголя, я имею в виду. И наша страна в лидерах подросткового алкоголизма, пивной алкоголизм. Нам заявляют, что у нас все хорошо, что у нас идет на понижение, идут показатели. И по наркотикам это вообще ситуация страшная, вы очень правы, потому что несмотря на то, что каждый день практически показывают по телевидению, взяли того, не говорят о том, вот в наркодиспансер зайдите и спросите, коллеги, а количество зависимых, официальных зависимых, у вас растет или снижается? Ежегодно оно растет, только по официальным данным, на 400-600 человек. Это говорит о том, что реклама и самопиара. Что касается вопроса, кому с кем разговаривать, раз повторюсь, у нас своя повестка дня. Она четкая, она понятная. В центре этой повестки дня человек. И это точка. Все остальное, кто пытается нам навязывать, пытается связать что-то несвязное и так далее. Но мы понимаем, что есть у кого-то какие-то эмоции, может быть, даже личные обиды на нас, хотя непонятно за что, надо работать и будет результат. Поэтому мы одна единственная фракция, я имею в виду самая крупная фракция, которая была избрана народом. То есть я о чем говорю? Я говорю о том, что граждане, когда шли, голосовали, они знали, что они голосуют за этих людей в этой фракции. И точка. А то, что сейчас у фракции партии демократов 40 человек, это сборная солянка, которая была, будем говорить так, как она есть, которая была собрана нехитрыми математическими действиями, выражаясь корректно. Domnule Conțiu,
Îl avem pe domnul Leanc în prezidiul Parlamentului. Este un cadou, este până la urmă o încercare de a mușamaliza ceea ce trebuia să facă de fapt CNA-ul ca să investigheze, să investigheze acele fraude bancare și până la urmă poate într-o oarecare măsură să-i dea cineva dreptate declarațiile domnului Voronin care spunea că locul lui Leancă nu este lângă Candu, ci este lângă Filat, cer scuze. Sigur că da, eu m-am expus în privința asta, m-am expus editorial. Da? Nu pot să spun și aici în emisiune, da, să spun ce știu, că i s-au dat anumite control asupra anumitor chestiuni. Nu pot să spun ca un cadou provizoriu, pentru că, într-adevăr, locul lui... Dacă guvernarea asta ar fi serioasă, ați văzut că și Banca Mondială a spus că nu e adevărat, că nu și-ar fi dat acordul cu privire la finanțarea, refinanțarea, da, sau cum se numește, băncii de economii. Nu, locul lui Leancă este în pușcărie. Dacă ar vrea să nu facă arestări din asta de fațadă, de break news cu oameni de arestați cu vin de acum 12-15 ani, ar trebui să-l vedem pe Leancă arestat, pe Drăguțanu arestat, pe Lazăr, pe Ghimpu, cum își negociază, cu câtă eleganță, cu câtă și retenie rudimentară, da, negociază rămânerea libertate. Nu! Lucrul lor este acolo. O știu și europenii, nu numai noi o știm. O știu și europenii. Deci lucrul lor... Dar i s-a dat această funcție. Au pus om de paie, un om de paie. Leancă nu mai spune nimic. Nu uitați că el nu mai are aceeași ieșire care și poate imagina consilierii lui Plahotniuc în Partidul Popular European, în contextul în care el a sfidat în două rânduri majoritatea din Parlamentul European, atunci când i s-a cerut să nu-l sprijine pe Victor Ponta la alegerile prezidențiale din România și el s-a dus acolo și l-a susținut în pofida recomandărilor, apoi aici el a susținut și a susținut. Și el nu mai are nicio credibilitate, acest om pe care primul, cum să spun, înainte de a scrie, eu am scris, dar după ce am scris destul de vreme de asta, chiar fostul președinte al României spune că, da, dumne, cine e acest Leancă? Vreți să umblăm la dosare? Păi da, este fost secretar 2, diplomat la ambasada URSS-ului la București și da, a fost dezactivat și el. Să fim serioși. Deci, el ar trebui să fie în pușcărie. Noi vorbim acum de bun simț. Deci Leancă, Ghimpu, Drăguțanu, în mod normal ar trebui să fie în pușcărie și îmi pare rău că nu pot să vin cu niște probe concludente pe care le știu și argumentate de voci serioase. Deci, da, mult competente, mult peste mintea mea de, cum să spun, jurnalist, poate să mi-te, hai să fiu puțin mai pasional sau mai puțin pasional. Domnule Năstalcu, alegeri parlamentare vom avea în 2017, pentru că Partidul Socialiștilor de fapt merge pe această idee, propune ideea anticipaților. În această conjunctură sau în această conjunctură politică sunt reale aceste lucruri? Мы с 2014 года. Да. Чётко стоим на нашей позиции, что нам необходимы досрочные выборы, потому что те выборы нынешняя власть украла, и как мы видим, продолжала воровать у людей результат этих выборов, скупая большими объемами, десятками депутатов, формируя так называемые фракции большие. Это первое. Мы всегда настаивали, будем настаивать на этом. Никто не отказывался от этой идеи. Более того, президент постоянно об этом говорит, очень четко заявляет, руководство партии об этом заявляет. И в нынешней политической ситуации, в том числе вотом недоверия, один из инструментов, через который возможно прийти к досрочным выборам, и никто от этого не отказывается. Более того, мы считаем, что, ну, знаете, нам выгодные выборы больше всего нам, наверное, досрочные, потому что все знают наши рейтинги партии социалистов. Сегодня это за 50% прямого рейтинга, поэтому нам эти выборы в первую очередь необходимы. Нам эти выборы в первую очередь интересны с точки зрения политического капитала. Да? Одновременно мы понимаем, все опросы говорят о том, что первая страна движется в не том направлении. Об этом говорят опросы американские, европейские, местные компании социологические, те же результаты представляют. Одновременно с этим большая часть населения, подавляющая часть населения говорит о том, что она желает
досрочных выборов, и мы всегда стоим на позиции народа, и в данном случае, как и было раньше, мы будем настаивать на досрочных выборах. Domnule Conțiu, plecarea guvernului Filip ar însemna o instabilitate politică, o criză politică, ar avea de pierdut cetățeanul de rând? Cetățeanul de rând... Ar aduce asta, nu știu, o oprire a finanțării? Am trăit noi mai bine sau mai rău? Am trăit un alt paradox. Da? Pentru că instalarea altui guvern, cine o decide? Același PD. Iarăși la un miez de noapte, probabil nu la 12 noaptea, ci la 2 noaptea, or să investească pe altcineva, probabil pe Placoniu, care își dorește totuși legitimare internațională, totuși într-o funcție din asta imunitară. Nu credeți că va avea curajul să iasă pe flancul întâi? Păi nu vedeți, nu-i vedeți ca jurnalist, da? Nu-i vedeți mișcările pe care le face, în PR-ul pe care și-l face tot timpul, acte de caritate pe care exclud absolut orice creștinism, ortodoxie din asta, pentru că nu te lauzi cu actele de caritate, toate ieșirile lui în public se pozitivează. El acum mai beneficiază totuși, este singurul partener din nefericire pentru moldoveni. Pentru moldoveni, el, da. Deocamdată, el încă se, cum să spun, este europenii și nici chiar americanii n-au cu cine altcineva discutat. Și știu că, domnule, ăsta este așa, mai devreme sau mai târziu, firește că, v-a spus și altfel, europenii pedepsesc într-un fel, americanii la altfel. Americanii, eu vă aduc cazul lui Domingo în Republica Dominicană, San Domingo de odinioară. Da. Dar întrucât el mai este util. Este, ca să zic așa, metaforic, să nu fiu dat în judecată de el, da. Criminal util. Da. Criminal util, de care e nevoie și, din păcate, este din nefericire pentru moldoveni, repet, au nevoie, și europenii sunt nevoiți, și americanii, și, la urma urmei, chiar și românii. Domnule deputat, cum este văzută Republica Moldova pe plan extern atunci când președintele declară una, iar atunci când merge guvernul sau membrii guvernului declară contrariu? Până la urmă și relația cu Federația Rusă, după excluderea celor 5 diplomați, a avut de suferit? Давайте вот начнем с чего? Начнем, да, с истории. До избрания президента Дадона главой государства мы все видели внешнеполитический курс Молдовы в одну сторону, в сторону Европейского Союза, да, в западную сторону. Все результаты, которые мы на тот момент ощущали, мы ощущали все вместе с вами. То есть у нас снижался торговый оборот, наши фермеры выкорчевывают сады, там можно поехать проверить. У нас проблемы с поставками наших продуктов, плодовощных и винных продуктов в Европу, потому что мы не выдерживаем стандарты качества, это первое. Второе, европейский рынок на самом деле в связи с тем, что они имеют санкции со стороны России, переполнен своими продуктами питания. Мы все видим протесты фермеров в Европе, которые стоят у своих администраций, выливают и молоко, и овощи, и продукты питания, да, перед ними. Одновременно с этим мы видим начало работы Дадона в президентуре. Мы видим те положительные сдвиги, которые пошли. Мы видим увеличившийся товарооборот между Республикой Молдова и Российской Федерацией по направлению сельхозпродукции, по направлению винодельческой продукции. Пойдут другие направления. Мы видим, что президент договаривается о скидках на энергоресурсы, что очень важно для нас, да? Мы получаем энергоресурсы в основном из Российской Федерации по очень хорошим ценам. Мы видим, как на сегодняшний день улучшаются эти отношения, в первую очередь торгово-экономические. Это самое главное для нашей страны. Люди должны, да, у нас иметь финансовый ресурс для того, чтобы кормить свои семьи. В условиях того, что у многих на сегодняшний день кушать нечего, и уровень бедности растет, а уровень благосостояния людей падает. Что получается? Мы видим сравнительно, что тот курс, который избрало правительство, он деструктивен на самом деле. И европейские партнеры это тоже понимают, но они, этой власти, но они заложники этой ситуации. Они заложники тех решений, которые они принимали на протяжении всех этих лет. И на сегодняшний день ничего больше не могут сделать. С другой стороны, мы видим позитивную динамику, и президент на сегодняшний день пытается ставить палки в колеса, но мы сохраняем
хладнокровия. Мы понимаем, что для страны необходим трезвый ум, для страны необходимы взвешенные решения, а не эмоциональные. И на сегодняшний день президент ведет ту политику, которая приводит практическим экономическим результатом для всех граждан Республики Молдова. Мы, та же ситуация касается мигрантов. Мы видим, потихонечку этот вопрос решается. Да, не все, но люди выходят из-под тени, люди начинают лучше работать. И на сегодняшний день есть много позитивных факторов. Кстати, вот момент очень важный, если мы будем говорить о финансовой поддержке европейских... 20 секунд, не спине реджия. Да. Структурами Евросоюза. Сегодня выделили якобы 100 миллионов евро. Все об этом обрадовались. Но, уважаемые коллеги, никто не знает эти условия. Я зашел на сайт европейских структур и прочитал условия. Так одно из условий — это отказаться от закрытия русскоязычных каналов, отказаться от борьбы с пропагандой. Это одно из условий. Поэтому я думаю, что здесь неуспех очередной ждет наше правительство. Domnilor, invitații, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă mai aștept și cu alte ocazii pentru a continua aceste aspecte destul de sensibile. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analytics. Sunt Vlad Madan, vă urez o seară bună alături de Accent TV.